Este adevărat că vreau să fie o cultură veritabilă, o cultură veritabilă, o cultură veritabilă. Mâna sus, cine a fost luna asta la Sei la Monica. Mâna sus, cine a fost luna asta la Sei la Monica. La Sei la Monica. La Sei la Monica. Două instrumente muzicale a cărui valoare, două instrumente muzicale a cărui valoare pe fiecare concert în care dânsa interpretează la harta. Care dânsa interpretează la harta. La harta. La matematică 1 plus 1 face 2. La matematică 1 plus 1 face 2. Face 2. O dezbatere într-un cer de specialiști la care nici eu, nici primarul nu va participa. Nici eu, nici primarul nu va participa. Nu va participa. Acestea sunt precizările care vroiam să le aduc. Trebuie să știe și opinia publică că, conform prevederilor articolului 42, conform ce comune afectate la ora actuală de alunecări de terenuri și inundații, falsificatori, meseriași al fraudei electorale, etc. Prețurile negociate cu firma Money Channel au fost agenda. Gravitează în jurul postului național TV Money Channel. Au cu unul bea la ușă. Aolo, ce-mi face nevasta. Money Channel. Aolo, ce-mi face nevasta. Este suficient de capabilă și profesionistă spre a veni în fața noastră, spre a ne explica care este starea culturii din județul Dâmbovița, spre a ne explica care este starea culturii din județul Dâmbovița. La revedere! Ele Popescu zis Florică. Și toți știu de frică, aici în Mahala. Ele Popescu zis Florică. Deci, care va să zică, să-l tragi de barda ta. Ele Popescu zis Florică. Am spus că lumea-i mică, vai, cât e de frumos. Ele Popescu zis Florică. Și simți cum te furnic, de sus și până jos. Și orice s-ar întâmpla, el poartă în viața sa doar o soartă și un melon. Dar când revine în Mahala, îi plânge inima ca orice cărui om. Ele Popescu zis Florică. Doamne ferește, cică, să fii dușmanul său. Ele Popescu zis Florică. Venind ca o pisică ce aduce ceasul rău. Ele Popescu zis Florică. Tăceți că ne explică ce lovitura a dat. Ele Popescu zis Florică. Persoana nu implică să fie respectat. Și orice s-ar întâmpla, el poartă în viața sa doar o soartă și un melon. Dar când revine în Mahala, îi plânge inima ca orice cărui om. Ele Popescu zis Florică. Nu știi de unde pică, dar este peste tot. Ele Popescu zis Florică. Și singur vă indică, ești de orice pont. Ele Popescu zis Florică. Și bea nu mai mastică, fiindcă-i pe gustul său. Ele Popescu zis Florică. Iar eu sunt o gagică și așa voi fi mereu. Ele Popescu zis Florică. Iar el
gagică. Și așa voi fi mereu. Și este adevărat că vreau să fie o cultură veritabilă, o cultură veritabilă, o cultură veritabilă, astfel încât toate calculele care le faceți dumneavoastră acolo, toate calculele care le faceți, toate sumele efectuate către absolut cei toți furnizorii, credeți-mă că eu niciodată nu voi închesa, niciodată nu voi închesa la acest model de lucru. Filarmonica Târgoviște este mai creativă, creează un act de cultură mai de calitate. Filarmonica Târgoviște este mai creativă, creează un act de cultură mai de calitate. Chiar așa dâmbovițenii nu apreciază actul cultural? De care să beneficieze cât mai mulți târgoviștieni și dâmbovițeni. Dovada atacul care ați făcut elevelor de la liceu de muzică, care au manifestat această declarație, o dau îmbrăcat în aceeași cămașă albă. La revedere! Poliția azare în fază tot ce-i lăsat de Dumnezeu, iare conștiința trează, doar somnul e puțin mai greu. Să fiți curați pe dinăuntru, așa cum mama v-a făcut. Să rezistați cu deamănuntul când vă luăm la descusut. Eu sunt cel mare, el cel mic, deviza noastră în viață e: cine nu crede în nimic este capabil de orice. Să nu umblați, să nu umblați, să nu umblați cu fofârlica, nici cu șoșele sau momen. Să învățați ce este frica, că de rușine greu de sper. Să nu încercați afaceri multe, voi n-o să vă îmbogățiți. Din pietricele faci un munte, trăiți, dar nu agonisiți. Căci noi nu suntem credincioși, nu stăm cu ochii pe fereți, nu căutăm sfinți fioroși, noi vă băgăm în sperieți. Poliția, poliția, poliția este regina, este regina peste hoți. Pistolul meu a prins rugina, demisionează dacă poți. Băieții buni au gura mică, urechile doar le ciulesc. Vedeți, domn șef, la o adică, eu sunt aici și fragezesc. Până acum alegerile s-au desfășurat calm, normal, așa cum și trebuia să se întâmple. Nu văd de ce să mai fie probleme. Cetățenii doar trebuie să-și exprime sincer și convinși, fiind de ceea ce fac, dreptul pe care l-au, dreptul constituțional, dreptul de a-și alege în număr cât mai mare, dacă s-ar putea, conducătorii, liderii pe care își doresc și pe care îi merită.
Eu sunt cel mare, el cel mic. Deviza noastră în viață e: cine nu crede în nimic este capabil de orice. Băieții buni au gura mică, urechile doar le ciulesc. Fete-s don șef la o adică, eu sunt aici și fragezesc. Și este adevărat că vreau să fie o cultură veritabilă, o cultură veritabilă, o cultură veritabilă. Sunt foarte mulți tineri care te duc să nască la București, tineri care te duc să nască la București. Mulțumesc, domnule Sorin Ioniță, pentru acest dezbatere, pentru acest dezbatere. O mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor pentru bunăvoința care au avut-o, bunăvoința care au avut-o. Aveți observații pe baza procesului verbal de la precedenta ședinție? Totodată am ținut cont în repartiția acestor sume și de către consultarea pe care am avut-o în cursul dimineții de ieri. Am ținut cont în repartiția acestor sume și de către consultarea am ținut cont și de către... Dovada faptului că am avut bune intenții este faptul că Sărații Filarmonicii, pe proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Județean pentru alocarea unor subvenții Filarmonicii Muntenia, nu mai pot să-și ia salariile. Și dovada faptului că am avut bună intenție este faptul că Sărații Filarmonicii nu mai pot să-și ia salariile. Deschiderea de cont care am făcut-o către Filarmonica Muntenia. Pentru că veți fi prezenți la dezbaterea publică, câteva lucruri și poate veniți cu răspunsul. Dezbaterea publică, câteva lucruri. La revedere. Ce îți mai face tata? Îți răspundea îndată: nimic, ea doar dea gata. Hopa, mitică, dacă îi cereai mitică, dă-mi împrumut 5 lei. Răspunsul era prompt: 5 tigri dacă vrei. Hopa, mitică, în loc de bună ziua, îți spunea la mulți ani. Era bogat la suflet, era sărac la bani. Așa era mitică, dar a evoluat. Mitică în prezent e mult mai complicat. Hopa, mitică, hopa, mitică. Nu se sparge, nu se strică. N-are vârstă, n-are frică. În picioare se ridică. Hopa, mitică, hopa, mitică. Cerul,
pe care vi l-am spus. Mitică se avântă din ce în ce mai sus. El e contemporanul plin de idei contrare, de salturi negândite și revoluționare. El este cetățeanul cu vot în buzunar, un vot ce-l cedează pe un cântec și un pahar. Mitica, orice harababură ar fi pe unde-i dus, eroul nostru pașnic de toate-i mai presus. Hopa, Mitica, politică nu face mai mult ca alt român, dar-n casa lui se știe, pe soacră s-a stăpân. Mitică, hop, Mitică, hop, Mitică. Hopa, Mitică, hopa, Mitică. Nu se sparge, nu se strică, n-are vârstă, n-are frică, în picioare se ridică. Hopa, Mitică, hopa, Mitică, hopa, Mitică, hopa, hopa, Mitică Rucăreanu, Mitică lui Fărcaș, Mitică a lui Lupu, Mitică lui Furdu, Mitică zis Popescu, Mitică zis Mazilu, hop, Mitică, hopa, Mitică, Mitică Măguranu, Mitică zis Băcanu, Mitică Păunescu, Mitică Dumitrașcu, Mitică lui Funar și a lui Frondo chiar. Mitică, hopa, Mitică, Mitică Tatulici, Mitică lui Vadim, Mitică lui Cristoiu și a lui Văcăroiu. Hopa, Mitică, Mitică, nu se sparge, nu se strică, n-are vârstă, n-are frică, în picioare se ridică. Hopa, Mitică, hopa, Mitică, hopa, Mitică, hopa, Mitică, nu se sparge, nu se strică, n-are vârstă, n-are frică, în picioare se ridică. Hopa, Mitică, hopa, Mitică, hopa, Mitică, în picioare se ridică. Hopa, Mitică, hopa, Mitică. Este adevărat că vreau să fie o cultură veritabilă, o cultură veritabilă, o cultură veritabilă. În propunerea care o făcusem în prima ședință de Consiliul Județean, în propunerea care o făcusem, să acceseze pagina de site-ul oficial al Consiliului Județean, replicii pe care am dat, acuzați-vă, replicii pe care am dat, Acestea sunt doar câteva din teme, restul îmi rezerv dreptul să le fac publice, restul îmi rezerv dreptul să le fac publice. Cultura este o stare de spirit care ar trebui să ne cuprindă și să ne în care să ne situăm cu toți. Atât cei care savurează cultura la un anumit nivel, cât și cei căror realitate culturală se reduce la ceea ce înseamnă un concert folcloric, atât cei care savurează cultura la un anumit nivel,
atât cei care cât mai mulți târgoviștieni și dâmbovițeni. Atât cei care și aici să nu neglijăm nici un eșantion, cu cei care doresc teatru, ce mulțime mai mare. Cu cei care doresc teatru, ce mulțime mai mare. Ce sport faceți, domnul președinte? Handbal. Ce sport faceți, domnul președinte? Handbal. La investirea dânsului am afirmat că în fruntea prefecturii am și eu în sfârșit un prieten. La investirea dânsului, fac precizarea că la dezbatere participă și reprezentarii. Cine dintre dumneavoastră dorește să intervină primul și cine dintre dumneavoastră dorește să intervină primul și cine dintre dumneavoastră dorește să intervină primul și în cursul acestui an sunt prevăzute alocarea de fonduri și în cursul acestui an sunt prevăzute alocarea de fonduri sunt prevăzute alocarea de fonduri și termenii de plată vor fi mai relaxați. Termenii de plată. Primăria municipiului Târgoviște avea arondate 18 comune. Serviciile pe care le practicăm în județul Dâmbovița dorim să le facem mai bune, să le mai eficientizăm. La revedere. Desfășurător scrie în felul următor: o mare vedetă a muzicii ușoare românești, un artist complet. Eu nu sunt om, tu nu ai o faiat, dar am și eu în mir un fir de viață. Face totul fără niciun rost. Și fiindcă sunt ca în vorbăreață, nici nu-și pun mintea cu faiață. Eu nu sunt om, sunt o faiață. Menirea mea cu mântra asta mindă e ca să-i fac pe oameni să mai râdă. Dar am văzut în lume necazuri și urât că râsul văzuta oamenii uitați de omenie, cu patim certându-se-n prostie. Văzut-am pentru bani oricât ar fi arginții, cum unii au fost în stare să-și lepere părinții, iar pentru un pumn de aur se împușcă și se taie. De ce? Nu înțeleg cu mintea mea de paie. Eu nu sunt om, sunt numai o faiață, dar am și eu în mine un fir de viață. Un trup firav, puține straie și un cap de lemn umplut cu paie. Eu nu sunt om, sunt o faiață. Am colindat prin lume căutându un colț de liniște, speranță, dându-mi că-l voi găsi și-a
acolo pentru o viață, voi face din nimicuri doar glume de paiață. Am fost pe multe locuri și doar ceartă, oricine a încercat să-i despartă, n-a reușit pe oameni să-i împace. De mult în lumea întreagă n-a fost pace. Eu nu înțeleg de ce, chiar dacă mă tăiați, toți oamenii sunt oameni, de ce nu sunt toți frați? Zic unire spre capul meu cel prost, că face totul fără niciun rost. Și fiindcă sunt ca în vorbăreață, nu-și pun mintea cu faiață. Eu nu sunt om, sunt o paiață. Văzut am multe țări, o mie de partide, simțit am că între ele s-ar ucide. Se mușcă precum câini și se latră, se jură în gura mare ca într-o șară. Pentru un vot cu limba scoasă largă, dau banilor și mint prin vot să se aleagă. În calea lor nu ești decât o zgaibă, când vor în parlamente un scaun să aibă. Să lupt pentru un scaun mințind fără ocol. De ce? Nu înțeleg cu capul meu cel gol. Eu nu sunt om, sunt numai o faiață, dar am și